Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Să încerc să vă spun Hristos a înviat și Paște fericit tuturor. Avem, din păcate, avem vești proaste. Deocamdată la boboci. Am promis cuiva că voi face cu fazanii ieri, dar ieri nu am avut timp și nu am avut stare necesară. Azi voi filma acest vlog și mâine voi filma cu fazanii, dacă se va uita. Un dihor sau nu știu ce este, au început să mi se dea la boboci. Deja mi-au omorât doi, i-a mâncat doar gâtul. De exemplu, hai să vă arăt unul care l-am găsit azi dimineață și ieri dimineață unul. Unul a fost de gâscă, o gâsculiță, și azi mi-a omorât rața. Ia uitați-o aici. Ia uitați, i-a mâncat gâtul și cam asta a fost. Rața destul de mare, deci o vedeți, are pene. Are pene și mi-a mâncat-o. Asta e, trebuie să o arunc. Am zis să nu arunc până ce nu vă arăt. Uite, am mâncat și ciocul. Am să nu arunc până ce nu vă arăt și vouă. Să vedeți, să nu faceți greșelile pe care le fac eu. Azi îi voi muta de aici. Nu mi s-a întâmplat chestia asta până acum, anul acesta. Anul trecut mi s-a întâmplat în continuu. Anul acesta nu mi s-a întâmplat până acum. Nu faceți prostia asta ce am făcut eu. Așa că trebuie mutați. Azi voi muta, chiar dacă este Paștele, este prima zi de Paști. Nu voi ține cont și îi voi muta în altă casă. N-am ce face. Prefer să nu moară și să-mi trăiască. După cum vedeți, ei sunt foarte mari. Dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Nu îl țin prea mult. Dacă vă plac clipurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu. Să dați un like, un share, subscribe. Ne revedem data viitoare. La revedere!